George, e adevărat că înainte de MotoRC te-ai dat foarte multă vreme pe circuite din străinătate? Nu. Suntem aici cu George Cațan, pilot în cadrul Racing Academy la clasa Stock 1000 în OMV Max Motion MotoRC, unul dintre pretendenții la titlul de campion în sezonul 2021. Te salut, George, și îți mulțumesc că ai venit alături de noi. Salut, mulțumesc pentru invitație. Cine ești tu, George, dincolo de ce am spus eu mai devreme? Un om, ca oricare alt om, care face acest sport și dorește să obțină o performanță cât mai mare, la un nivel cât mai ridicat. Când te-ai apucat de mers pe stradă? Că bănuiesc că ai început cu mersul pe stradă, nu? Când te-ai apucat? Bănuiesc că ți-aduce aminte că ești foarte tânăr. La 16 ani. Ah, ok. Aveam un Chopper de 125, aveam permisul A1. Chiar mă gândeam, după ce mi-ai spus la 16 ani, cum facem la montaj să scoatem, că nu e legal. Dar e legal cu permisul A1, așa? Mergeam foarte mult. Uh-huh. Un Chopper ai spus? Da. Tu pe Chopper ai început? Da, un Honda Rebel de 125. Ok. Bine, de fapt era o motocicletă chinezească care avea motor de Honda, dar tot Chopper era. Așa, mergeam foarte mult, cam 25-30.000 de km pe an, atât făceam cu Chopper-ul. Serios? Mergeam pe la toate întâlnirile posibile. Atunci cred că eram clasa A10-a, ceva de genul. Uh-huh. Țin minte că plecam mai mereu vinerea de la școală, munceam, făceam pachetul și plecam direct la întruniri. Și cam asta a fost perioada mea până la 18 ani, când am trecut pe altă motoretă. Deci tu de la 16 la 18 ani ai mers pe Chopper și ai făcut touring pe Chopper, să înțeleg. Da, cât de mult. Și pe Chopper ai învățat, practic, să mergi pe motor. Nu, pe două roți am învățat să merg pe scooter. Okay. Avea bunicul meu două scutere și mergeam cu ele pe la țară. Era drum de țară, nu era drum comunal, adică puteam să merg cât vreau. Nu era drum public? Exact, drum public, scuze. Și acolo am învățat să mențin echilibru și, da, e diferit mers pe motocicletă față de un scooter, având și trepte de viteză și mai departe și ambreiaj. Dar, în principiu, menținerea echilibrului e cam una și aceeași. Și la 18 ani? Am avut la 18 ani, unchiul meu mi-a făcut cadou un Monster, un 821, Ducati, de la Ducati, da. Ok. Pe care l-am folosit tot așa foarte mult, adică în altă mâncare de pește, da, față într-un de an, într-un an și 6 luni am făcut 40.000 de kilometri. Dar unde te plimbai atât? Peste tot. Prin țară sau ieși din țară? Am ieșit din țară, am fost la Formula 1, plecam dimineața, mă întorceam seara. Unde la Formula 1? La Hungaroring. Ok. Și tot felul de aventuri cu prieteni. A, plecai, asta aveam și gașcă, da. Plecai singur sau cu prieteni? Plecam cu prietenii când făceam drumuri mai lungi, gen plecam pe Transfăgărășani, da. Și ne întorceam pe Transalpina, tot felul de plimbări de genul, care sincer spun că îmi lipsesc în ziua de azi, deci mi-e face cu drag. Și singur plecam de obicei când aveam ceva de văzut, cum am zis, Formula 1, poate celorlalți nu le plăcea să vină sau nu urmărea Formula 1 și mergeam singur majoritatea timpului. Erai, ai descoperit odată cu Monsterul că îți place viteza? Erai ușor teribilist? Eram ușor. Făceai prostii în trafic? Nu făceam prostii la modul să fug de poliție. Îmi plăcea foarte mult să merg pe viraje. Ok. Aveam niște băieți care mergeau și ei foarte bine și am învățat cumva să merg după ei. Mergeau destul de safe, adică nu depășeau linia continuă când depășeau mașinile și mai departe. Și pe Transalpina, pe defileul Jiului, am învățat să iau virajele cât mai bine. Tu ești din zonă, să înțeleg? Sau da, sunt din Motru Gorj, lângă Târgu Jiu. Și cam acolo am început să-mi dau seama că îmi place viteza, dar nu la modul linie dreaptă, că în linie dreaptă și mai mult să trage de gaz, exact. Dacă stăm să ne gândim. Doar viteza pe viraj, tehnica de pilotaj și mai departe. Care a fost primul contact cu motocicletele supersport și cu mersul pe circuit? Primul contact a fost în cadrul unui eveniment de tip Track Day la Motor Park România. Ok. Eddie
Eddie Alexandrescu, da, închiria motocicleta aia, Kawasaki, fostului Kawasaki ZX-10R, și am zis, hai să... Cum ai auzit? Erai acasă, erai la motru sau erai în București? Eram pe Facebook, la motru. Așa. Și am început să dau, fiind pasionat de viteză, am început și să dau cerere de prietenie pe la toți piloții din România, să-i urmăresc. Și la un moment dat am văzut cineva care nu ți-a dat accept până în ziua de astăzi? Nu cred. Ok. Nu cred. Am văzut anunțul lui că închiriază acest Kawasaki ZX-10R și hai să-i scriu. El avea acolo... Adică el a spus că trebuie neapărat să avem categoria A, eu aveam categoria A2. Am zis că am categoria A, nu mai m-a întrebat, apoi nu mi-a cerut să-i arăt permisul, doamne, foarte bine. Și am fost la circuit, am închiriat ZX-10R și în prima zi a mers 1.54. În prima zi. În prima zi, primul prima tău zi, contact? Nu prima intrare, prima zi, adică am avut 3 intrări, a treia intrare. Deci primul tău contact cu Motorpa România, ok. Am avut prima intrare și știu și acum, 2.02, 1.58 și 1.54. Le ții minte? Da, le ții minte și acum. A fost prima zi pe circuit. După care Eddie mi-a zis că merg foarte bine și că ar trebui să mai vin pe la circuit. Nu te-a întrebat? Ba da, m-a întrebat dacă vreau să vin la MotoRC, chiar în următoarea săptămână se desfășura MotoRC-ul. Și nu am avut atunci destui, n-aveam destui bani și era puțin aiurea să mă la familie, să zic că vreau să mă la curse într-o săptămână. Nu aveam exact cum să obțin sprijinul financiar așa rapid. După care am decis să merg la o școală de perfecționare, okay, de pilotaj la Moto Evolution, unde am făcut cu Gicu, cu Daniel Burcolici. De asemenea, acolo am fost cel mai rapid dintre toți, erau mai mulți cu supersporturi și am fost cel mai rapid, aveam Monster-ul, am mers 1.57 cu Monster-ul, ai mers? Da. Care era de a doi. El mi-a toți de la Moto Evolution mi-au zis că ar trebui să vin la curse, la pistă și i-am ascultat dacă și Eddie mi-a zis. Te simțeai flatat? Simțeai că prinzi aripi pentru că toți se zic, băi, ești rapid? Îți dădeai seama că ești foarte rapid? Nu-mi dădeam seama că eram foarte rapid, că nu eram foarte rapid. Eram doar, adică, țin să cred că aveam potențial să merg rapid. Încă sunt mulți care mi-au învârtit casca în cap în primele intrări acolo, este normal. Așa, cred toți care vin de pe stradă și eu m-am crezut, mamă, să zici ce tare, merg aici, și apoi mi-am întors casca în cap destul de repede. Și mi-am dat seama că aici se poate face performanță, dacă vrei, nu pe stradă. Exact. După care am decis, hai să treacă anul ăsta, era deja toamnă, și la anul să încerc să vin. Unchiul meu a fost singur din familie care a înțeles și mi-a oferit sprijin un an de zile, mi-a zis, îți ofer motocicletă, sprijin financiar, dar după anul ăsta te descurci să-ți găsești sponsor și echipă. Am avut tot anul respectiv sprijinului. Am avut un Ducati, un Panigale 1199. Și cum a fost primul tău an? Foarte bun, foarte tare a fost primul an. Emoții în prima etapă? Da, erau emoții, dar nu aveam o asemenea presiune cum am acum. Era un fel mai... Adică parcă îmi plăcea mai mult, nu știu de ce. Îmi plăcea puțin mai mult. E explicabil. Atunci n-aveai background, practic orice făceai era ok. Da. Acum ești comparat cu ce se întâmpla în trecut. Acum ești la o echipă care își dorește primele locuri și presiunea evident e mult mai mare. Atunci era presiune switched off. Inițial m-am scris la Sferuchizomie, dar Cătălin m-a mutat după prima zi de antrenare, după vineri, pentru că, din câte mi-amintesc, aveam cel mai bun timp overall pe toată ziua dintre toți. Pentru că nu venise Cătălin cu Bogdan, nu venise în ziua respectivă. Cătălin, Cazacu, da, și Bogdan Vrăjitor? Da, nu s-au dat în ziua de vineri. A, deci tu aveai la Rookies 1000 timp mai bun decât Stock 1000? Da. Ok. Și m-am mutat la Stock 1000. Iar apoi în calificări a doua zi, adică sâmbătă am luat locul 3 în calificări și am plecat de pe 3, am antrenat pe 4 în spatele lui Cătălin, Bogdan și Mistod. Și ăla a fost momentul în care a început să fie atenția pe tine și mai mare, pentru că mă gândesc, eu om cu ștate vechi în pedocul MotoRC la clasa, sau în motociclismul viteză din România la clasa Stock 1000, toată lumea se știe cu toată lumea. Și ai apărut fără background motociclismul viteză și nu doar că ai apărut, că de apărut apar mulți, dar ai apărut și cu timpul ăsta. Ai simțit că începe lumea să nu mai fie atât de prietenoasă, că încep să apară
nu știu, rivalități, că începi să, poate să nu mai primești ajutor sau sfaturi la fel de ușor, pentru că lumea te vedea deja ca pe un adversar, ai simțit lucrurile astea? Dar am simțit de la primul început, adică din ziua de vineri, când toată lumea spunea că merg inconștient, că merg tare, fără să știu cum merg, că risc foarte mult. Sunt chestii pe care multă lume le spune dacă văd pe cineva nou care începe să meargă tare. Nu vreau să discut mai mult despre cine zicea și cum zicea, dar nu e cazul, astea, dar asta era ce auzeam. Dar uitându-te că deja acum ai experiență și ești constant acolo sus, mă refer la primele locuri, aveai hibe mari de tehnică de sau nu? Nu, mă înțelegeam foarte bine cu motocicleta și am urmărit mai multe videoclipuri pe internet cu Motorpar România și am adoptat trasele. Am zis, o țin și eu trasa asta cât pot și încerc să merg din ce în ce mai tare. Și nu mi-a ieșit din prima să merg 1.41. Am mers 47, 44, 43, 42, 41. Adică nu a fost din prima, m-am intrat, am văzut niște trase pe YouTube și acum am mers 41, că nu ai cum. Și, într-adevăr, au fost niște, multă lume spunea că merg inconștient, dar nu le-am dat atenție. Apropo de asta, ca să ne legăm și de întrebarea cu care am deschis podcastul, știi că este un zvon, nu știu dacă știi, dacă nu știi, îl afli acum de la mine, în paddock circul, așa, un zvon, o poveste cu accente ușor mistice în jurul apariției tale și un soi de explicație cu privire la faptul că ai reușit să fii foarte rapid din prima. Se vorbește despre cum tu, de fapt, înainte să apari în Moto RC, ai făcut multă pistă, mult circuit în afara țării. Da, am făcut multă pistă și mult circuit în afara țării pe simulator, cum mă jucam Formula 1. Pe calculator. Atât? Da, foarte. Deci nu te-ai dat cu motocicleta în afara țării pe nicăieri înainte să apare Moto RC, nu? Prima dată când am ieșit din țară cu motocicleta să mă dau efectiv pe circuit, nu să văd, doar să mă dau, a fost acum 3 săptămâni la Misano, o lună cât a trecut. A fost primul meu contact cu un circuit din afara țării, except în Ceres. În rest, nu. Doar pe calculator. Dar de unde au apărut chestiile astea? Zvonurile astea? Sunt vechi, nu. Prima dată am fost campion la... Sunt mai multe. Am fost campion la Enduro. Spune-le. Am fost campion la Supermoto. Campion la Enduro? Da. Stai să le demontăm. Ai fost campion la Enduro? Nu. Așa, campion la Supermoto și campion la Cross. Deci, și n-ai făcut niciuna între ele? Nu, n-am făcut niciuna. Și chiar trebuie să recunosc că sunt foarte slab pe partea de enduro și cross, că am încercat să merg cu motocicletă și am multe de învățat. Nu am făcut niciuna dintre astea. Pur și simplu... Ai mers foarte mult pe stradă. Foarte mult pe stradă și am mers pe drumuri foarte virajate, cu un asfalt foarte bun, unde nu era foarte mult trafic și puteai să mergi puțin mai tare decât în alte zone. Exact. Hai să ne aplecăm un pic și către ce se întâmplă acum în Moto RC. Am început discuția spunând că ești pretendent la titlu. Avem așa. Milen Georgiev, lider cu 63 de puncte, dar cu o prezență incertă măcar în următoarele două etape, estimez eu. Milen s-a accidentat destul de grav. După care Vlad Neaga cu 55 de puncte, Cătălin Cazacu cu 45 de puncte și tu cu 36 de puncte. Care sunt calculele pe care cu certitudine ți le faci, oricât de diplomat ai fi sau oricât de, politically correct ai fi? Eu nu cred că tu nu-ți faci niște calcule în momentul de față. Obiectivul este să câștig restul etapelor. Altfel, adică este singura șansă prin care pot câștiga campionatul în momentul de față, este să câștig toate etapele. Un calcul mai simplu de atât nu se poate, pentru că am picat odată, am pierdut foarte multe puncte. Dacă nu picam atunci, în momentul de față eram pe locul 2. Dar nu pot zice dacă, pentru că am picat, exact. Nu s-a întâmplat treaba asta. Și da, trebuie să câștig neapărat următoarele etape, este clar. Despre asta e vorba pentru cine n-a fost la curent chiar cu toate
etapele de până acum și cu tot ce s-a întâmplat în MotoRC, tu ai avut acea căzătură la un moment dat, în loc, pe locul 2 era în cursă. Da, eram la o secundă, începusem să recuperez față de Milan, câștigase pe primul tur în jur de aproape 2 secunde. Ok. Și pe jumătate de tur recuperasem 0.6 sau 0.7. Și s-a întâmplat că? Am intrat în groapă pe care o știe toată lumea, din virajul respectiv, și am avut ghinionul probabil să accelerez când eram cu roata spate în groapă și mi-a plecat spatele. Mi-a plecat ușor. M-am uitat cu Ionuț pe telemetria motocicletei. Da. Iar motocicleta nu era mai inclinată decât era în turul anterior. Era absolut la fel, la același unghi de inclinare. Pur și simplu am avut ghinionul să trec prin groapă mult mai... să deschid gazul mult mai devreme. Și astfel mi-a plecat spatele și am picat. Și n-ai putut reveni pentru că, din ce mi-aduc eu aminte atunci, s-a stricat ceva? S-a rupt cablul de frână. Ah. Și nu mai aveam cum să revin. De obicei, atunci când o echipă semnează cu un pilot, sunt discutate și niște obiective pentru sezonul ce urmează să înceapă. În cazul tău a fost vorba despre așa ceva, nu știu, obiectiv de pilot dincolo de obiectivul de echipă, care mă gândesc că la racing e titlul, nu? Da, obiectivul a fost să nu... să încerc să aduncă mai multe puncte, dacă se câștigă, dacă se poate. Însă băieții au văzut că a venit Milan, nu se aștepta nimeni să vină Milan Georgiev și au înțeles că anul ăsta titlul va fi mult mai greu de câștigat. Da. De asemenea, s-a și văzut la etapa în care am picat, că având foarte mare presiune, Milan mergând în față foarte tare, a trebuit să o forțez și-o foarte mult și am picat. Acum nu știm cum ar fi fost fără Milan, dar cert este că el a avut un impact mare asupra obiectivelor echipei și în continuare încercăm să câștigăm titlul la echipe și să obținem un loc cât mai sus în clasament. Ce părere ai tu despre Milan? Am o părere foarte bună. Mi se pare că merge extrem de tare, mai ales că mergea la 600. Da. Am stat cu el de vorbă la Ceres înainte să ne luați interviu la finalul cursei. Mi-a spus că și-ar dori să meargă și în alte campionate și am urat succes pentru că cu siguranță a rezistat și în campionate europene fără probleme. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, pentru că îl înțeleg, am muncit, adică eu eram foarte supărat când am muncit o etapă întreagă și am picat. Nici nu vreau să știu când ești pe locul 1 detașat și pățești așa ceva care te poate scoate tot sezonul din joc. I-am urat recuperare cât mai rapidă și să fie... sper să fie la fel de puternic în continuare, pentru că îmi place competiția și țin să cred că toți avem de învățat de la el. Eu nu te-am întrebat din senin, pentru că na, a ieșit la iveală și partea mea nu pot să fiu prietenos, trebuie să fiu și răutăcios. Mi-aduc aminte, a fost o declarație a lui Milan la un moment dat, la care ai reacționat tu, cred că la impuls atunci, cred că a fost o reacție a ta la impuls, când a părut ușor arogant Milan, mă refer la fel pentru cei care nu-și mai aduc aminte, în prima etapă a sezonului, Milan a căzut în cursă, a reușit să revină, nu s-a stricat motocicleta, a început o cursă de recuperare de pe locul 11 sau 12, a ajuns, a terminat cursa pe locul 4, iar la interviurile de după cursă a spus că dacă ar mai fi ținut, sper să nu greșesc, dar parcă așa a spus, dacă ar mai fi ținut cursa două tururi, ar fi reușit să vă prindă din urmă pe voi cei care vă băteați acolo pentru podium, adică Vlad Neaga, tu și Cătălin Cazacu. Și ai avut o reacție la un moment dat în social media pe Facebook în care... lăsa impresia că Milan a fost puțin arogant când a spus lucrul ăsta. Da, așa și încă cred asta, că a fost puțin arogant, da. Pentru că spunea că îi frâna mult mai târziu decât toată lumea, da. Și așa mai departe. Ceea ce nu cred, pentru că în momentul respectiv mergea la cu o jumătate de secundă mai rapid ca noi sau ceva de genul, era la 5 secunde de Cătălin și Cătălin era la secundă la noi, mai trebuia probabil 10-12 tururi să ne prindă. Deci nu mai erau 2 sau 3. Și în al doilea rând, nu mi se pare ok să spui despre concurență că... ca și cum ai spune că mergi mult mai încet decât mergi tu. Nu este ok. Și s-a văzut la următoarea etapă, nu am fost departe de el. Nici eu, nici Vlad, nici Cătălin.
Probabil atunci a zis-o și el tot la nervi, că avea cursa în mână, era, da, când a picat avea 3 secunde sau 4 secunde, ceva de genul. Și da, dar consider că a fost o chestie pe care se poate întâmpla oricui, poate a zis-o la nervi. În continuare nu-l consider un băiat rău, cum a spus înainte, am stat cu el de vorbă, da, și mi se pare un pilot extraordinar. Și în pistă și în afara ei. Și nu am nimic cu el personal sau... Faptul că vă duelați acolo pe circuit și câteodată la limită și la limita periculosului de cele mai multe ori, pentru că na, ăsta este motociclismul viteză, vă face să nu puteți să fiți prieteni în afară, în afara curselor? Eu nu am răutate cu nimeni, adică poate alții au, eu cel puțin nu... Poți să fii prieten cu cineva și după care să îi pui rata... Să-i arăți roata pe viraje și să te bați pe sub el? Da, de ce nu? Este o competiție până la urmă. Cum și în campionate mai mari, cum e MotoGP-ul, sunt piloți care se bat latera roată, aproape că dau unul cu altul pe jos, iar în afara timpului, în timpul liber de fapt, sunt prieteni foarte buni. Sau sunt cei mai buni prieteni. Ai avut niște dueluri în prima etapă, și la Seres, în etapa a treia, prima etapă cu Vlad Neaga, la Seres cu Ionuț Mistode, în principal. Care sunt capitolele? Iată, o întrebare care mi-a venit acum. Capitolele la care ai simțit că motocicleta ta, tu mergi pe BMW Sommierer, este superioară motocicletelor lor, și care sunt capitolele la care ai simțit că ei au un avantaj. Te întreb asta pentru că mi-aduc aminte că la Seres spunea Ionuț Mistode că tu aveai un avantaj, că simțea că tu ai un avantaj clar pe linia dreaptă, nu se putea atinge de tine. Cred că și Vlad Neaga a spus același lucru după prima etapă. Tu cum vezi situația? Este adevărat că BMW-ul este una dintre cele mai bune motociclete pe linia dreaptă, dezvoltă cele mai mari top speed-uri. Uh-huh. Dar de asemenea și R1-ul al lui Ionuț are un cuplu mult mai mare la ieșire din viraje. Ok. Pentru că este motor Big Bang și știm cu toții care cuplu la ieșire din viraj. Pe Seres, unde ai foarte multe porțiuni virajate și doar o linie dreaptă, cred că R1 este mai ok overall. Asta este părerea mea. Și BMW-ul se poate adapta, nu zic nu. Doar că noi n-am reușit atunci să-l adaptăm. Da. Dar cu siguranță nu motocicleta face la noi diferența, ci piloții, fiecare în funcție de circuit, pe variantă normală, pe variantă inversă la dâncata sau pe Seres, fiecare este mai bun sau mai puțin mai slab decât celălalt. Nu, pot să pariez că și Vlad și Ionuț, dacă s-ar ruca în V sau invers, am merge plus minus tot la fel. Deci nu cred că este, nu cred că motocicleta face diferența în momentul de față. Și în capitolul de BMW-ul cred că este superior, este frânarea. Superior. Da. Uh-huh. Deci frânarea, asta cred eu că este superioară. Frânarea, explic-o și pentru cei care nu se pricep foarte bine la... E că deși dezvolți viteză mai mare, da, pe linia dreaptă, totuși îți permite să frânezi la fel de târziu cum frânează ceilalți, doar că ei nu au atât top speed. Ok, ok. Uh-huh. Deci câștigi și pe accelerație și pe frânare. Și ceva ce ai vrea să ai din caracteristicile motocicletelor lor, Vlad Neaga merge pe Suzuki? Da, nu putem avea ce au ei pentru că sunt motociclete diferite și așa dacă ar fi BMW-ul zeu, ar avea toți BMW. Da, da, da. Deci fiecare se înțelege cu motocicleta lui. Da. Am observat și ai spus și tu mai devreme, că acum 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună, cred că a trecut o lună deja, a ieșit pentru prima oară în afara țării, ai fost la Misano. Dedici din ce în ce mai mult timp motociclismului. Ce te-a făcut să iei decizia asta? Ți-ai dat seama la un moment dat că, bă, nu merge să mai am și alte activități? Pe lângă? Sau cum? Da, pentru că în momentul de față nivelul este foarte ridicat. Okay. Adică să ne batem la victorie înseamnă să fim foarte concentrați doar pe treaba asta. După cum știm, și Milan și Vlad au făcut motociclismul de mic și nu motociclismul, am făcut și eu cumva, eu zic de viteză, motociclism viteză au făcut de când erau mai tineri. Eu începând foarte târziu am un minus pentru că trebuie să
adun toate informațiile pe care le-au avut ei, nu știu, în 10 ani, eu trebuie să le adun câțiva, 2-3 ani, ca să pot ține pasul cu ei. Și nu, nu cred că se poate altfel dacă vrei să faci timp de 39-40, adică în momentul de față, fără 39-40, nu ai cum să câștigi cursa, pe varianta normală cel puțin. Da. Sau 1-20 la SRS. Iar pentru asta necesită foarte mult antrenament, atât fizic cât și cu motocicleta. Concret, cum s-a schimbat din clipa în care ai luat decizia asta, cum s-a schimbat viața de zi cu zi pentru tine? Păi de la 10 la 11 am antrenament fizic, ok. După care merg la alergat în jur de la 1-2, dar acum fi foarte cald o las pentru seara. Și seara de la 8 până pe la 9:30 am antrenat la sală. Pun mult accent pe partea de cardio și izometrie, cum fac majoritatea sportivilor profesioniști în motociclism viteză. Ai început deja să simți avantajele adoptării? Da, le-am simțit, dar din păcate am avut ghinionul cu mâna la etapa... Chiar vreau să vorbim și despre ghinionul. Din Grecia și nu am putut să văd potențialul maxim. Spune-ne cu Grecia, pentru că eu mi-aduc aminte atunci... Păreai la finalul cursei foarte, cum să mă exprim elegant, hai să zic că păreai epuizat. Sigur, au fost niște condiții speciale, a fost și căldură foarte mare, a fost și ploaia de la final care a făcut lucrurile foarte ciudate. Spune-ne ce s-a întâmplat cu accidentarea din Grecia. Am reușit să mă lovesc, cam asta s-a întâmplat. În afara circuitului, adică okay. După ziua de marți, după cele două zile de antrenament pe care l-am avut cu echipa, m-am lovit prostesc într-un scaun fără să-mi dau seama și m-am lovit exact în tendonul cotului, exact la cot. Okay. Și am simțit atunci pe moment vreo 2 minute când tremura mâna și nu înțelegeam de ce, adică mi s-a părut o lovitură... Tare. Uh-huh. Mi s-a părut o lovitură superficială. După care a urmat ziua de vineri și sâmbătă în care simțeam într-adevăr că nu puteam să fac poziția pe motocicletă și nu puteam să rezist mai multe tururi consecutiv. Am zis, ok, poate de la căldură, poate... Da, nu știu. Și am ajuns în cursă unde am văzut că de la timp 22 low am ajuns să merg 24, ceea ce nu se întâmpla niciodată, că 24 nu era ok pentru ce competiție era. Și mi-am dat seama pe parcurs că nu puteam să mă înclin cu motocicleta cum trebuie partea stângă, nu puteam să scot corpul și simțeam foarte mare oboseală în mână, doar în mâna stângă. Culmea că mâna stângă este cea pe care nu ți-o folosești atât de mult, cum e mâna dreaptă, la mâna dreaptă ai și frână și accelerație. Și da, am avut cumva noroc că nu, că a început ploaia și s-a oprit cursa, că așa, cred că pierdeam încă 2 poziții dacă continua. Dacă se ducea cursa până la final, crezi că 4 tururi, cred că mai pierdeam. Nu, 2, dar una sigur mai pierdeam. Cătălin cred că mă depășea într-un final. Acum care, noi în clipa în care filmăm acest podcast, ce e astăzi, Marius? Marți. Mai avem câteva zile până începe weekendul, etapa a 4-a din noi maxim. În momentul de față este mai ok, dar încă nu pot să pun foarte mult accent pe mâna asta, că nu pot să fac antrenamente normale. Dar sper să nu-mi dea bătăi de cap, cel puțin nu vreau să le am la fel de mari ca la SES, pentru că la SES a fost horror, adică nu puteam să merg absolut deloc, dar acum sper să fie mai bine. Eu oricum o să dau tot ce pot ca întotdeauna și sper să termin cursa cum trebuie. La SES, dacă nu ți-aduci tu aminte, ți-aduc eu aminte. După cursă, dacă luam pe cineva și îi arătam discursul tău și întrebam pe ce loc crezi că a terminat George, zicea, nu știu, pe 25 și a avut și pană și l-a lovit și o pasăre în zbor. Păreai de parcă ai făcut cea mai proastă cursă a carierei. Ai spus că ăla n-a fost timp, că ai mers, că ăla era timp de plimbare, erai foarte critic cu tine, nu știu. Ați avut o discuție la echipă și a zis cineva de la echipă că e nemulțumit? Erai foarte vehement. Nu, absolut nimic. Nu mi s-a zis nimic. Eu am fost fericit cu podiumul. Mm-hmm. Până la urmă a fost un podium câștigat pe drept, pentru că ne-am antrenat înainte, Mistodea a fost antrenat înainte și el. Nu avea cum să vină cineva și să ne bată așa într-o zi de antrenament, o zi de calificări și apoi să ne bată. Adică a fost un podium câștigat, doar că noi
Într-adevăr, ne doream să câștigăm cumva cursa, mai ales pe antrenamentul din Italia. Dar n-a fost să fie etapa aceea. Mie mi-a părut rău doar că n-am putut să mă bat cu Ionuț. Nu am mai avut efectiv forță fizică. Da. Și da, am fost foarte nemulțumit. Chiar nu pentru că știu cât am muncit echipa, știu câte cauciucuri s-au consumat, știu câte seturi s-au făcut la motocicletă și nu... Trebuia să văd realitatea. Adică asta era. Am mers slab. Punct. Nu există altceva. Zind despre Italia. Cum a fost? Ce ai făcut acolo? Păi am avut 3 zile de antrenament cu un fost vicecampion mondial la stocomie, Roberto Tamburini, care este de asemenea și pilot oficial BMW Italia. Un băiat extraordinar. Ne-am antrenat pe circuit, a fost o experiență extraordinară. Mi-am dat seama că sunt slab. Cum? Care a fost prima impresie când ai început? Prima impresie a fost că... Acolo, nu știu, motociclismul e la cu totul alt nivel, circuitul este cu totul alt nivel, nu știu, tot ce era cu totul alt nivel. Și că vorbeam despre performanță, mi-am dat seama că sunt slab, pentru că era la 4 secunde de el, care mergea cu, avea un M1000RR, dar plus minus cam aceeași motocicletă. Și da, nu am, acolo mi-am dat seama că trebuie să muncesc foarte mult. Și să mă antrenez. Chiar i-am cerut părerea despre potențialul meu. Okay. Pot vreodată să fac și eu ce faci tu. Mi-a zis că crede că pot fără probleme, pentru că am mers și eu 1.40 în primele zile acolo, mai ales că era și trafic foarte mult, eram 50 de oameni pe grupă, a fost eveniment tip drag din cursă. Da. Și mi-a spus că am potențial să merg foarte tare, dar am multe de învățat. Și m-a ajutat foarte mult acest antrenament, adică privesc lucrurile așa. Ce înveți concret? Ce poți să înveți după 3 zile în care lucrezi cu un astfel de pilot? Păi înveți în primul rând că trebuie să ai răspunsul corpului trebuie să fie mult mai rapid. Ok. Deci când clin motocicleta nu înseamnă neapărat un lucru bun, dacă clin foarte mult. Și cam poziție, bineînțeles. Și asta este cea mai mare diferență în momentul de față pe care o au piloții de super nivel față de mine, cel puțin, este răspunsul mult mai rapid la ieșirea din viraj. Acolo se câștigă extrem de mult. Adică ai deschis gazul, ai și ridicat motocicleta. E cu totul alt nivel. Dar se poate prin antrenament, se poate. Asta urma să spun, lucrurile astea sunt perfectibile până la urmă prin antrenament, exact, nu? Nu e ceva ce... O să zici, bă, nene, nu pot să fac lucrul ăsta, nu. Nu, deci ca perioade de frânare e tot pe acolo, nu e nicio diferență plus minus. Doar că diferența aia la ieșire din viraj, când el ridică motoreta mult mai repede peste tot, da. Acolo câștigă un 0.2, un 0.3, la final se fac 4 secunde, foarte simplu. Ai spus că ai mers 1.40? Da, 1.43. Și e lent timpul ăsta? Eu acum, din memorie, mi-aduc aminte, sigur, nu e o comparație bună, dar zic așa. Parcă la MotoGP se merge 1.32, mă refer în calificări. În calificări 31.9. 31.9. Da. Și la Superbike 32.8. 32.8? Da. Și la Mondial se merge la Mondial se merge 36 la Stockholm. Păi și cum e prost 40 după 3 zile nu, la prima prezență? Nu, nu e prost. N-am zis că e prost. Am zis că este slab comparabil cu tipul lui. Ah, ok. Deci n-am zis că este timp prost, este timp bun. Adică Alberto Nasca, pe care cu toți cred că îl știm de pe YouTube, mergea 1.40 după foarte multe track-uri și foarte multe școli făcute pe Misano. Și era timp de top în competiția lui, că asta este competiția următoare inferioară CIV-ului de Stocomie. În CIV sunt puțin plus care merg 36, adică sunt 3 toți. Restul merg 37, 38, cu un timp de 38 constant poți să te califici în top 5, top 6. Ia uzi. În CIV. Deci nu este... Dar... Am comparat-o cu timpul lui Roberto, 36 cât a mers el. Care a fost, apropo de asta, că eu am văzut imagini la tine sau la Racing Academy, nu mai știu, cred că la Racing, cu imagini de pe circuit și mergeați împreună tu în spatele lui. Care au fost momentele alea în care spuneai, observând ce face el pe circuit, că nu e chiar așa de mare diferența, adică nu sunt
Tu ai spus la început că, domnule, mi s-a părut că sunt slab în comparație cu el, dar n-au fost și momente în care ai spus, uite bă, că face lucrurile astea pe care le fac și eu, sau uite că, nu știu, frânează unde frânez și eu. Și era momente în care chiar prindeam pe perioada de frânare. Ah. Și, da, cred că în momentul de față a tău, cel mai important este perioada de frânare, dar, cum am spus, la ieșirea din viraj era foarte rapidă la el. Adică, cum accelera, modul era ridicat, era plecat, nu mai... Era tot instant. Dar ca înclinarea în motocicletei, ca perioada de frânare, este tot acolo. Nu-i mare diferență. Ți-a dat curaj toată experiența asta? Da. Nu curaj, nu mă refer curaj, nu mă refer la teribilism aici, nu. Curaj, încredere. Uite, motivație. Iată cuvântul. Motivație. Ți-a dat. Da, mi-a dat foarte mare motivație. Mai ales după ce mi-a spus el că sunt foarte bun, având în vedere de cât timp merg. Și Simone era un este inginer de, da, de suspensii și telemetrie. Și mi-a spus că am un feedback foarte bun la motocicletă, că tot ce zic când vin din pistă este adevărat, pentru că au verificat ca să vadă dacă spun adevărul, să uita pe telemetrie și mă întreba și eu spuneam plus minus cum arăta și telemetria, că acolo nu închide bine fața, că acolo spatele este prea tare sau prea moale, ceea ce este un lucru bun pentru că nu mulți poate să simtă motocicleta. Da. Deci, țin să cred că pot performa și mai bine decât atât. Și da, este o motivație în plus că am fost în Italia și am primit de la acești un fel de Dumnezeu ai sportului aceste lucruri pozitive. Cum îți vezi tu traiectoria, viitorul în motociclismul viteză? Ce-ți dorești? Hai să te întreb altfel. Ce-ți dorești tu de la motociclismul viteză? Sigur, o să spui să progrezi concret. Ce înseamnă să progresezi? Să progresez înseamnă să pot merge și în campionate europene. Ok. Altul e realizabil lucrul ăsta? Bă, da, de ce nu? Depinde doar de bani? Pentru că stai în sport aparte. Da, în momentul de față, da. Uh-huh. Ca nivel, cred că aș putea să merg fără probleme și să fiu într-un top 10, cam peste, top 10. Peste tot, în, cel puțin și în Alpe Adria. Dar să mă bat la victorie necesită mult mai multă muncă și cam asta este în plan cu echipa. Nu vrem să mergem să ne-au locul 9-8, vrem să mergem să ne batem măcar la podium. Okay. Și pentru asta avem nevoie prima dată să dăm aici încă 2 secunde, ca să ajungem și noi la 39 constant. Iar apoi putem să spunem, da, merită să facem și măcar de 2-3 ori pe an un wildcard la în CIV sau în Alpe Adria. Dar în momentul de față, banii și performanța mea sunt lucrurile care mă țin pe loc să nu merg într-un campionat european. Ai habar ce înseamnă banii? Da. Ce înseamnă banii? Banii înseamnă cu 100% mai mult decât ne costă o etapă pe Motorpa România. Adică dublu? Adică dublu, da. Ok. Și e un obiectiv foarte greu de atins? Da, pentru că nu este vorba doar de cursa. Okay. În sine, adică de weekend de cursă, da, este vorba înțeleg. Și de antrenamentele dinainte, uh-huh. Care și un antrenament te costă cu 300%, de 3 ori mai mult decât te costă okay. un antrenament aici. Okay. Pentru că ai, trebuie să iei în vedere și logistica. Așa e. Deci sunt mulți, foarte mulți bani. Probabil 2 etape te duce cât te-ar ajunge aici tot anul. Da, e realizabil, la cum vezi tu acum lucrurile, mă refer la partea financiară, e realizabil de îndeplinit. Hai să vorbesc românește. Se pot strânge banii ăștia? Da. Se pot strânge? Da. Eu sunt de părere că da, se pot strânge banii ăștia, și, dar nu, cred că cel mai greu este să fac eu progres, okay. să îmbunătățesc și apoi să vorbim despre Just. A merge acolo. Just. Dar având în vedere că la prima etapă am mers mai tare decât anul trecut, la a doua etapă am mers mult mai tare decât am mers anul trecut și la SRS am mers mai tare decât am mers în trecut, am avut progres până acum. Țin să cred că dacă o țin tot așa, voi putea și realiza și o etapă în străinătate. Dor căzăturile, George? Din fericire, pentru mine nu au durut, pentru că am căzut destul de... Dar dor foarte mult sentimental, deci sentimental dor foarte mult căzăturile. Da, la ce te-ai gândit, uite, în etapa a doua, la ce te-ai gândit când ai simțit că gata, s-a dus? M-am gândit... Zic eu când cad... E cu totul și cu altă chestie, eu nu merg pe circuit, mă rog. Eu când cad mă gândesc, deși e anormal, mă gândesc că
cât o să coste motocicleta, deci nu mă gândesc la mine, mă gândesc la mine cam, mă pun ca pe poziția a treia. În prima fază mă gândesc cât o să coste, în a doua fază mă gândesc să nu se ducă motocicleta în ceva sau cineva și după aia mă gândesc dacă sunt eu întreg pe circuit, la ce te gândești? În cursă când am picat, m-am gândit să o ridic, mai repede să revin. Ah, ok. Când am văzut că nu aveam frână față, adică după ce m-am urcat pe aia și mi-a revenit în pistă, am zis ok, s-a terminat. Și au năvălit alte, a năvălit alt tip de emoție peste tine, bănuiesc. Nu, cu dezamăgire. Eram dezamăgit de mine, dar într-un final am conștientizat că mergeam foarte tare în turul respectiv, adică aveam record de circuit dacă trebuia turul. Eram undeva la o secundă sub 41.2, adică eram undeva la 41-42. Okay. Și ok, am zis, asta este, la anul, adică da, etapa următoare încercăm să fim mai buni. Asta mi le spuneam eu în gând înainte să ajung acolo, ca să nu fiu super terminat. Și după care am ajuns și primul lucru pe care l-am făcut a fost, am dat casca, am pus motocicleta la locul ei, am dat casca jos, mânușile și m-am dus și eu la gar să-l susțin pe Cătălin și pe Andrei, care mai erau în cursă, am stat la gar cu colegii, iar la final am fost și eu la podium să-l felicit pe Cătălin. Am încercat să trec cât mai repede peste căzătură, pentru că un astfel de întâmplare te poate afecta destul de mult. Adică nu m-am speriat, pentru că știu de ce am picat, de obicei te sperii că nu știi de ce pici, da. Dar cumva te dă în spate. Te dau în spate treburile astea, pentru că data viitoare te fac să fii mult mai atent și fiind mult mai atent, ești mai lent. Exact. Dar... Da, am trecut cu bine peste acea căzătură. Deci e bine ca seara, după ce ajungi acasă duminică seară, să nu te mai gândești la, dacă știi de ce ai picat, să scoți din cap chestia asta sau să stai, bă, uite ce s-a întâmplat, cum am căzut, poate puteam să mai fac ceva, cum e mai bine? Inevitabil, oricum te mai gândești pe parcurs, că puteam să-l prind sau dacă nu riscam, aveam 3 secunde în spate, luam locul 2 foarte lejer, adică da. Cum și acum am spus-o, dacă nu aș fi picat, eram pe locul 2 în campionat, era, adică titlul era mult mai ușor de câștigat. Exact. Dar așa sunt la, și căzăturile fac parte din joc. Într-adevăr, avem un campionat scurt în care o căzătură te poate costa foarte ușor titlul, cum și pe mine și pe Milan, de față ne costă titlul. Și cam asta e cu căzătura. Fii atent, hai să ne jucăm un pic. Am ales eu la... pur la întâmplare, 5 calități ale unui pilot, pe care eu vreau să le completezi cu exemple, cu nume de pilot din MotoRC. Poți să te bași și pe tine. Da, ok. Dar sunt complet la întâmplare. Agresivitate. Marian Pivniceru. Ok. Strategie, strateg. Vlad Neagă. Talent. Talent. Tot Marian Pivniceru. Ok. Frânări. Adrian Sinner. Ok. Defensivă. Cine se apără cel mai bine? Aici e greu. Probabil Milan. Milan. Ok. Nu te-ai pus pe tine pe nicăieri? Ești, da, nu. Puteam să mă pun, dar n-am vrut. N-ai vrut să te pui. N-am vrut. Cum te înțelegi cu Cătălin Cazacu, colegul tău de la Racing, și te întreb asta pentru că din exterior el pare cel puțin la fel de puțin abordabil cum pari și tu, că tu nu pari foarte abordabil. Adică eu te știu pe tine și în afara așa și știu că ești un tip super ok, cum probabil și Cătălin e, dar în weekendul de cursă nu ești deloc abordabil, adică pari foarte puțin prietenos. În condițiile astea, cu Cătălin Cazacu, cum te înțelegi? Eu mă înțeleg bine cu el. Ne-am ajutat reciproc și la etapa 1 și la etapa 2. Okay. Am mers eu după el, el după mine, să vedem fiecare ce are, unde câștigă și unde pierde. Nu am nici cu el personal, nici el nu cred că are cu mine. Suntem colegi, încercăm să strângem cu mai multe echipe, să nu, cât mai multe puncte. Uh-huh. Încercăm să nu ne atacăm pe circuit la modul să dăm unul cu altul jos. Și nu mă înțeleg ok, mă. Cum mă înțeleg de altfel și cu Andrei Petcu și cu ceilalți colegi. De ce pari inabordabil? Intri în transă în weekendul de concurs sau nu ți-a mai zis nimeni? Sunt primul care zice lucrul ăsta? Cred că da, nu mi-a zis nimeni până acum. Marius, nu pari inabordabil? Uite, de dreptate și Marius. Da?
Da, da, ești, ești așa. Straight. Mm-hmm. Da, nu, nu știu de ce, nu. Adică nu știam asta până nu mi-ai zis acum. Pare, pare. Intri într-un soi de transă din asta în preajma antrenamentului, în preajma calificărilor, în preajma... Nu, la calificări am cele mai mari emoții, nu la curs. Serios? De da. Ce? Pentru că am dat-o de gard de cele mai multe ori la calificări. Și la calificări ai cel mai mult timp, cel mai puțin timp să dovedești. Adică nu prea ai speriute să greșești. În timp ce în cursă, dacă nu ți-a ieșit un tur bine, mai ai încă exact. 15. În calificări, câte tururi ai în 15 minute? Până ieși, până... Tur de intrare, tur de răcire, pardon, maxim 3-4 lapuri pe care poți să le tragi cu guma nouă și tu foarte bine, în stare fizică foarte bună. Dar, da, nu, cel puțin vineri nu am niciun fel de presiune. Da, duminică se simte înainte de cursă, da, atât în rest. Ai ceva experiență, chiar dacă nu ești vechi Moto RC, știi cum se desfășoară lucrurile și pe la alte echipe. Și ai cu ce compara, ești mulțumit de cum se desfășoară lucrurile la racing, în ceea ce te privește? Da, sunt mai mult decât mulțumit, îmi pare rău că nu pot eu să fiu mai performant de atât, pentru că băieții lucrează foarte mult și pe toți piloții ne consideră la fel, adică toți suntem la fel de primari, nu e niciunul prea să dezavantajeze, dar da, trebuie să... Adică, ei, cel puțin momentul de față, poate să facă mult mai multe și știu să facă mult mai multe decât mulți alții, cred eu. Cel puțin mi se pare cea mai profesionistă echipă din campionat. Nu este și motivul pentru care spuneai tu mai devreme că simți presiunea asta? Și că te mai bucuri la fel de mult cum te bucurai în primul sezon? Aici se greșeala pentru că presiunea mea o induc singur. Nu da, ei mi-au zis clar că anul ăsta este doar un an în care trebuie să mă acomodez cu motocicleta, cu echipa și cum lucrează ei. Pentru că eu până acum veneam cu motocicleta și mă dădeam, nu umbla nimic. La ei se desfășoară altfel lucrurile. Și cumva nu a fost niciun fel de presiune cu trebuie să câștigi. A fost doar trebuie să trenăm cursa, să adunăm puncte, cât se pot. Da. Acum, obiectivul într-adevăr este să câștigăm la echipe, că avem ceva avantaj și ar fi păcat să nu câștigăm. Și la piloți, dacă se poate, dar până la urmă trebuie să termin cursa pe roți. Și să progresăm în continuare pentru ca la anul cu siguranță o să fim mult mai puternici decât acum. Dacă acum am dat jos destul de multe secunde, cu siguranță și la anul o să fie la fel. Cu team managerul de la GSR-ul ți-ai rezolvat diferendul? Nu. Nu pentru că durează sau nu pentru că ai renunțat? Nu, pentru că nu cred că își face poliția treaba, nu știu, hai că... Că trebuie să și explicăm pentru oamenii care ne urmăresc și care nu știu despre ce e vorba. A fost la un moment dat un diferend legat de niște echipamente sau niște roți? Da, erau niște jante Marchesini de la fostul meu Ducati care au rămas la el. Le țineam acolo pentru că nu aveam unde când m-am mutat în București. Și da, după ce am plecat n-a vrut să mi le mai înapoieze. După ce ai plecat din echipă, tu ai fost la CSR. Da, n-a vrut să mi le mai înapoieze. Mă rog, mai erau niște încălzitoare și un standard, dar... Pe motiv că el zice că ar fi avut o jantă pe care i-am spart eu când am picat. Ah. Dar eu când am picat am spart janta care oricum era spartă. Pentru că janta aia a fost udată de 3 ori și chiar înainte de etapă, cu o săptămână la antrenament, s-a rupt spița în mers. Spița unde era sudată. Și indiferent, nu pot să compar două jante noi cu o jantă spartă. Adică preferam să-mi dai jantele, să-i dau bani cât făcea janta aia, nu știu. Și să-și altă. Dar, da, aș prefera să mă țin departe de discuțiile cu dânsul, pentru că oricum nu văd rostul să le inducem și altora sentimentele negative despre el, dar despre el, nu despre ACSR-ul. Nu am nicio legătură cu ACSR-ul în general. Adică încă păstrez legătura cu anumiți colegi, dar cu el este problema care... El mi-a cauzat mie probleme. Vreau să respect. Cât de important e moralul în sportul vostru? Și uite, te întreb asta până la urmă ca să fac și o introducere față de ce se întâmplă acum MotoGP la Yamaha cu Vinales, sau mă rog, încă se întâmplă că n-a plecat. Cât de important e moralul în sportul vostru? E cel mai important. Cred că este mai important și decât antrenamentul și decât echipa și decât motocicleta și decât orice. Tu ești un pilot de moral? Da.
Adică nu pot să merg tare dacă nu sunt motivat, dacă nu sunt într-o stare bună. Cred că toți, nu cred că există pilul care să intre cu moralul la punct și să meargă tare. Eu nu cred. Vinales a făcut cursele groaznice pe care le-a făcut în ultima perioadă din cauza moralului scăzut, pentru că din ce înțeleg problemele între el și Yamaha nu au apărut acum 3 zile, durează de ceva vreme. Nu sunt expert MotoGP ca să spun asta, dar exceptând ultima cursă unde a terminat pe 2, în restul a făcut ce a făcut și în anii trecuți, adică se califica cumva în față și termina spate. Cum se explică lucrul ăsta? Să te califici și să pleci prost? E doar de motocicletă? Nu e de motocicletă, pentru că așa ar pleca și Quartararo prost și Morbidelli. Cum se poate? Cum e la, și la nivelul ăla? Adică ok, dacă se întâmpla în Moto RC, na, mai găseai niște, dar bă, la nivelul de top, la o echipă de top, pilot de top, cum se explică? Cum crezi tu că se explică plecatul ăsta prost? E tot de moral și de bibilică? Va să fie pur și simplu de moral, cum s-a întâmplat la Bautista în World Superbike, când a câștigat 13 curse la rând, după care a picat de 6 ori sau o chestie de asta. Pur și simplu va să fie de moral. Atunci Bautista se zvonea că domnul i-a oferit Honda contract și cum se pierde el după 13 curse câștigate, se pierde campionatul. Aici la Vinales se aude că vine că-l ia la KTM, că Yamaha vrea să-l dea afară. Nu avem de o să știm, ei știu foarte bine ce... S-a terminat între Vinales și Yamaha. Știu, am văzut. Dar nu, încă nu se știe să-l lasă unde pleacă. Aprilia, auzisem. Aprilia, nu KTM? Ah, ok, Aprilia. E locul da, liber. Știam de... Eu știu, nu știu ce știam de KTM. Ești mai degrabă spre urmăritor de World Superbike? Nu, urmăresc toate... Urmărești tot. Și MotoGP, da? Și World Superbike, și Formula 1. Și Formula 1? Da. Și nu adormi? Eu ador. Hai că trebuie să înjure cineva. Trebuie să înjure cineva pe cineva în podcast. La ultima cursă. E groaznic. A fost într-adevăr plicitor, dar la ultimele, exceptând ultima. În Azerbaijan a fost ok. La penultima și antepenultima a fost ok. Da. Deci chiar a fost ok, cel puțin antepenultima a fost o cursă wow. Nu, chiar îmi place Formula 1. Adică citesc și pe lângă. Adică tu vin într-o competiție unde depășirile sunt multe și fac... Na, deliciu până la urmă spectatorilor, ca să mă exprim ca să mă exprim precum comentatorii de la TVR de pe vremuri, cu deliciu spectatorilor. Și te uiți la Formula 1, o competiție, sigur, cu tot respectul, păstrând proporție, bla bla bla, că trebuie să spui lucrurile astea ca să nu sară lumea în cap, unde te depășești în cel mai fericit caz pe linia boxurilor când aia schimbă în 1,9 secunde și tu schimbi în 2,7 secunde, adică... E doar acum, cum spui tu, ca spectator. Da, dar asta spun și vorbesc. Amicii mei la fel, că de ce urmăresc, că e foarte plexitor, că doar se mărte în cer, că... E chestia că dacă stai și citești pe lângă reportaje de presă și vezi ce modificări aduce Ferrari, Mercedes, Red Bull la mașină în fiecare etapă, ești curios și vrei să vezi, bă, chiar merg modificările alea, pune o aripă mai subțire decât o aripă mai groasă? Și asta mă face să urmăresc în continuare. Dar da, sunt curse în care chiar îți vine să te culci. Dar nu pot să nu mă uit. Hai că Formula 1 mă uit de foarte mult timp, de 2006-2007 eram mă uit dinainte de MotoGP la Formula 1. Și da, face parte din motorsport până la urmă. Verstappen sau Hamilton? Charles Leclerc. Ia să te întreb și în celelalte competiții. Din trei Verstappen. Verstappen. Nu contează, nu-ți mai dau eu... Zi variante de răspuns. Zim la toate cele trei competiții anterior menționate, favoriții tăi la tine. Bania aia, ok. Bania aia? Da. Ok. Și... Aș spune Rinaldi, dar... Între Rinaldi și Toprak ar fi. La World Superbike. Noi la MotoRC avem un fotograf, fotoreporter, nu știu, cred că i-aș spune fotograf, care face poze foarte bune, în special în diminețile de competiție, vineri, sâmbătă și duminică. Și a făcut o poză cu tine, cred că în ziua cursei, aveai căștile pe urechi și citeai o carte. A, lui Johnny Ray. E de recomandat sau nu? Că m-am mai citit cărți despre sportivi mari, groaznice. Da? Da, am citit. Mi s-a părut ok. Nu al lui, zic, am citit în general cărți despre... Cum ți se pare cartea? Este o carte foarte ok, adică într-un fel te sperie un pic cartea aceea. De ce? Începe foarte...
E foarte întunecat cum începe cu accidentările lui și are o pagină întreagă în care doar sunt scrise doar accidentări. Adică spune cam ce înseamnă viața de motociclist viteză, de un pilot care a fost, care este campion mondial. El are 32 sau 33. Cred că are 34. Da, da, oricum a ajuns târziu la apogeul performanței lui. Deși el mergea foarte tare și la Honda, la Kawasaki și-a arătat cu adevărat potențialul. Eu acum intru pe celebra Wikipedia. Februarie 87. Asta înseamnă 34, 34 și un pic. 34 și un pic, 35. Da. E de seamă când făcea colegul nostru 35. Bogdan Zaharescu semn din spate, e de seamă cu Bodo. Practic sunt la același nivel din punct de vedere al vârstei. Zim cum e, deci vorbește despre accidentări și lucruri care te înspăimântă. Da, dar are, pe ansamblu, posește toată viața lui până să ajungă campion mondial. Uh-huh. Adică a plecat din motocross, când familia lui mereu a fost implicată în motociclism, atât în cross cât și în viteză. Cum a avut lupte cu alți piloți, cu alți piloți care aveau motociclete mai bune, pentru că pe vremea lui, când se dădea la cross, motocicletele se făceau în garaj, cumva. Da. Și da, este foarte, foarte interesant. Cel puțin mi-a plăcut foarte mult cartea. Deci să o cumpărăm. Da, neapărat. George, mai mergi cu motorul pe stradă? Ocazional am un scooter acum, dar cu motorul... Scooter mare, scooter mic? Nu, 250, o iama. Ah. Dar să merg cu ea prin București mai mult decât ideală, decât cu mașina. Perfect, da, nu suferă comparație. Dar cu motorul la, nu știu, la drumuri lungi sau medii și lungi mai mergi? Ultimul drum lung pe care l-am făcut a fost până în Gorj cu E18. Cu E18? Da, pe care mi l-a... A fost de acord să mi-l ofere BMW România, ca un test ride, mai lung un pic. Dar în rest nu, n-am mai mers de atunci cu nicio motocicletă pe stradă. E adevărat că e nociv pentru un pilot de motociclist viteză să meargă pe stradă? Nu schimbă niște repere, nu te face să simți altfel pericolele, să, în clipa în care te sui pe circuit, să nu... Depinde cum mergi, adică dacă mergi la cruising, cum am mers cu E18, nu, cred că ții nimic, adică... Ai zis un cuvânt care mi-a activat Google, Siri-ul de la Google, cum îi spune Siri-ului de la Google. Și mai ai răbdare să mergi cu, deci după ce mergi pe circuit te sui pe E18, care nu e o motocicletă făcută să meargă tare, și să mergi tot mai până în motor. Da, E18 are un caracter diferit care mi-a plăcut foarte mult și a fost foarte, foarte drăguț să merg cu ea, adică... Uh-huh. Ai avut cască full face sau... Am avut casca mea de, casca de... de circuit. Uh-huh. Urmează vacanța după etapa a patra, care e în câteva zile. Ce planuri ai? Antrenamente sau pleste de conectezi să uiți? Nu, antrenamente cât de mult se pot și da, o să plec probabil și eu 6 zile într-o mini-vacanță. Dar în principiu antrenamente. Pentru că urmează următoarele două etape unde vrem să fim foarte puternici, adică pe variantă inversă vrem să mergem. Deci ce urmează acum? Normal? Invers? Normal? Da, dar după pauză e invers. Prima etapă. Și apoi normal. Pe invers vrem să mergem tare, cum am mers la și atunci, doar că constant, adică vrem să facem 40 constant, fără probleme. Și da, cred că o să fim cu toții, nu numai eu, probabil și ceilalți plus motorici, o să antreneze mai bine în perioada de pauză. Adică așa s-a întâmplat mereu, pe finalul lui s-a mers mai tare. Ultima întrebare. Da, de fapt e ultima întrebare, că o să mai urmeze ceva, dar aia nu e întrebare. Ai buget complet pentru un sezon în Moto RC. Tu nu poți pilota pentru că te-ai retras, ai 55 de ani. Ai 3 motociclete, 3 locuri în echipa ta la stoc 1000. Cu cine îți populezi echipa din pedocul actual? Din tot pedocul? Din tot pedocul. Poți să spui și de la stoc 300, poți să-mi spui de oră. Răzvan Teodorescu. Răzvan Teodorescu, adică clasa BMW stoc 300. Da. Vlad. Vlad Neaga? Da. Ok. Și... tot de la stoc 300. Nu mai știu cine e pe 2 ani. Pahome?
Creu cheamă? Pe doi la general, nu știu dacă Alex e el. Alex Pahome, nu? Da. El. Pe Pahome. I3. George, în ultimul, înainte să-ți mulțumesc, în ultimul rând, practic, etapa a patra va fi o etapă care se va disputa cu spectatori în premieră după o lungă perioadă de chin cauzată de interdicții și cauzată de pandemie. Așa că profit de ocazie să te rog să te uiți, cred că în camera aia, și să spui de ce ar trebui să vină lumea la circuit, pentru că, din punctul nostru de vedere, lumea ar trebui să vină la circuit. Păi, oferim în primul rând o competiție foarte, foarte frumoasă, adică competiție cumva curată, dar foarte riscantă, de asemenea, și spectacol ca întotdeauna 100% fără probleme, adică spectacolul va fi acolo garantat și merită, este ceva diferit, este un sport cu motor, piloții sunt rapizi și cu siguranță va fi o bătaie foarte mare pentru locul 1, locul 2, locul 3, sunt foarte mulți piloți care merg într-o secundă și cel puțin până acum am invitat foarte multă lume și toți cei care au venit la prima etapă unde am invitat au revenit și la restul. Deci cu siguranță oricine vine va fi foarte mulțumit că a făcut acest efort de a ajunge la Motorpa România. George, îți mulțumesc pentru prezență, pentru o discuție lungă și interesantă. Ne vedem la etapa a patra, acolo unde vă așteptăm și pe voi. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație.